Dragii mei, astăzi vă voi prezenta un material pe care l-am făcut împreună cu Departamentul de Prevenire a Criminalității din cadrul Poliției Capitalei. Un film de prevenire pentru toți copiii, pentru că se apropie iarna, ce să mai turavura, a venit iarna. La noi în București încă nu a nins, dar va ninge cât de curând. În țară a nins, este zăpadă, va fi zăpadă și la noi și am făcut noi împreună cu colegii de la Poliția Capitalei un film educativ pe prevenire. Pentru că sunt multe tentații ale iernii. Vin și sărbătorile de Crăciun, pe mâine poimâine, copiii vor pleca cu colindul, se va face gheață pe lacuri sau pe patinoare, copiii vor pleca la patinoar, va fi zăpadă multă, copiii se vor bate cu bulgări de zăpadă, se vor da cu sălința pe derdeluș, așa că vă invit în continuare să urmăriți acest filmuleț pe care vi-l voi prezenta, să trageți concluzia și la final vă voi spune o pildă, o poveste a unui clown și a unui copil. Vă invit și vă doresc vizionare plăcută. Vacanța de iarnă. După un vis ce-i puse mintea la încercare, din pătuțul moale, Mihăiță sare. Se îndreaptă spre patul fratelui său, Lică, și puse îndată o întrebare mică. Lică, frățioare, nu mergem la școală? Școală, e ora 9. Haide, iute, școală! Of, răspunse acesta tot într-o visare. Du-te și te culcă, este sărbătoare. Suntem în vacanță. De ce nu ții minte? Spuse Mihăiță. Mi-am adus aminte. Ce minune, Lică! Iată, doamna iarnă, fulgi albi peste lume, a început să cearnă. Fuge la fereastră Lică, mai să cază, tot privind afară, nu-i vine să crează. Haide, Mihăiță, să ne luăm patine, că e frig afară și gheața ne ține. Au plecat băieții plini de voie bună, unde toți copiii în grabă se adună. Fără să se întrebe, fără să gândească, gheața de la soare n-o să se topească? Zise Mihăiță cu o voce joasă: Haide să ne întoarcem, hai înapoi acasă. Astăzi știi prea bine, acum îmi dau seama că au plecat la piață tata bunii mama. Mergem, Lică spuse cu voce voioasă, unde-i patinoarul, gheața e mult mai groasă. Ne luăm părinții și în siguranță vom petrece veseli clipe de vacanță. Se gânditau bine, s-au întors acasă, sub ninsoarea albă, deasă și pufoasă, gros să se îmbrace, să se echipeze, să zboare cu sania peste metereze. Au uitat să închidă ușa la intrare și au auzit au vocea unui om mai mare ce dădea să intre peste ei, norocul ca azor simțita și sări din locul unde avea culcușul și-l puse pe fugă, pe răuvoitorul coperit cu glugă. Doamne, frățioare, ce mai întâmplare! Din astă greșeală învăța vom oare? Lică, Mihăiță zise, eu bag seama că n-asculți de tata, nu asculți de mama. De ce nu închizi ușa când intri în casă? Și apoi ești mai mare. Lasă, frate, lasă. Au zbugit-o iară către înalți nemeții, întâlnit au iar fetele băieții, ce deja făcut au derdelușul care se ducea în pantă până la parcare. S-au gândit copiii să se dea cu rândul, să zboare cu sania precum zboară gândul. Prima a fost Sanda, o împinse Lică, era fericită și nu avea frică. Era înaltă panta și alunecoasă, spuneai seniuța că de zmei e trasă. Dispăru în latul străzii și ajunse până în strada mare între mașini pătrunse. Mare-i fu norocul Sandei, foarte mare, căci mașini, tramvaie erau în așteptare. Un șofer mai tânăr coborâ pe dată, luă fata în brațe, era leșinată și chemă salvarea. În ăs timp băieții tremurau ca varga, erau galbeni vieții, nu le ardea sărmanii acum de nimica, li se cuibărise în suflet iarăși frica. Trecu noaptea albă și veniră zori.
Poftă de mâncare n-aveau frățiorii, nici de joacă, fața de plâns sta udată, dar o veste bună le sosi pe dată. Îi chemă Mitică, un băiat cu stare, să se bată în bulgări chiar în parcul mare. Se întâlniră îndată, s-au format echipe și într-o veselie s-au pornit să țipe. Durduliu Dinu, iată dintr-o dată, se dedu pe spate în neaua de vată. Toți se amuzară, buzna ei de dură să-și dea cu părerea. Of, ce căzătură! Când se apropiară, ce văzură oare? Firicel de sânge vrea să se strecoare înspre cârnă sucul ochii mari și albaștri ce priveau cu teamă la bolta cu aștri. Zise un pici, noi bulgări am făcut din gheață, lupta era în grabă și nu făceam față. Îmbrăcat am gheața toată cu zăpadă, că e periculoasă, cine avea să creadă? Lui Mihai îi spuse Lică într-o seară, mâine dimineață, când ne-o duce afară, o să luăm o minge, uite, nu mai ninge, cu băieții în fotbal strașnic vom încinge. E un loc anume, nu în stradă, frate, ne întâlnim cu toții pe la... și jumate. S-a topit zăpada, s-a uscat pământul, va fi puțin soare, nu va bate vântul. Ce mai veselie, ce împlinire mare, s-au format echipe două fiecare. Un portar, extreme, apoi mijlocașii, urmează arbitrul și înaintașii. Început au jocul, ce mai dă-ndănaie, că veni din ceruri dea să rece ploaie. Au fost buni băieții, au dat multe goluri, erau cumpuri cei căzuți prin nămoluri. Supărat e relu că n-a dat în plasă, mingea nimerita la Adela în casă. Geamurile, două țândări se făcură, asta nu se poate, întrece orice măsură. Zise mama fetei, sărind la fereastră, ținând într-o mână spart o glastră albastră. Voi n-aveți nici casă, nici părinți se pare, ca să vă învețe buna comportare. Ninge iar afară, liniștei pe stradă, albi, pufoși și veseli, fulgi încep să cadă. Va veni Crăciunul, sfânta zi și anume, Iisus, știm cu toții, va veni pe lume. S-au gândit copiii de la mic la mare să-și reamintească voioasa urare. Să învățăm colinde, cum ne-a spus bunica, cu noi o să vină verișoara Vica. Cu gând să colinde, au pornit în ceată, bănișori să strângă nuci și ciocolată, covrigei și mere, portocale bune, cât mai multe daruri lângă braț să adune. Și s-au dus copiii bucuroși din fire să cânte colinde cu a lor iubire. Ușa se deschide la a lor urare și în prag cu zâmbet proprietarul apare. Fără ezitare, darnic peste fire, îi pofti în casă spre a lor mulțumire. Lică însă zise o vorbă înțeleaptă. N-avem timp, părinții afară ne așteaptă. Noul an sosește și cu nerăbdare așteaptă copiii ziua aceasta mare. Îndrăzneț și sigur, Dima le propune: vom lua artificii din cele mai bune. Mihăiță zise: mie mi-este frică, mama și cu bunii mereu ne explică, sunt periculoase și nu e o joacă, multă suferință acestea provoacă. Ale lor pățanii să vă aducă aminte, e frumos copilul care e cu minte. Nu primiți deci sfaturi de la oricine, ei, părinții voștri, vă învață de bine. Ascultați de doamna voastră învățătoare, sănătoși să creșteți și mândri sub soare. Voi veți fi de acum urmașii de seamă, învățați ce-i bine, nu vă fie teamă. Doar o zi mai este, va sosi pe coșul casei voastre înalte, încărcat el moșul, Moș Crăciun, cu renii de la pol el vine și întreabă, cine mai cu minte-i, cine? Voi să dați exemplu cu a voastră purtare, buni, deștepți să creșteți, care mai de care, să aveți o vacanță cât mai liniștită,
de necazuri rele să fie lipsită. Vă veți întreba ce voi face cu această mască. Ei bine, după cum vedeți, mi-am dat-o jos de pe chip. Am să vă spun o pildă cu un copil și un clown. Într-o zi, un copil s-a întâlnit cu un clown. Și văzându-l cu masca pe față, masca pictată, îl întreabă nedumerit pe clown: "Dar tu de ce porți o mască?" Iar clownul îi răspunse: "Dragul meu, toți oamenii au câte o mască, numai că nu recunosc că o au. Numai că masca mea este la vedere. Ei însă nu au la vedere. Așa că, dragii mei, vă invit să vă dați jos masca și să recunoașteți, cum ați văzut și în filmul pe care l-am prezentat, că cu toții am fost copii și cu toții am greșit. Chiar dacă uneori noi mai purtăm lăuntru nostru copilăria, atunci când ne jucăm cu copiii noștri, atunci când suntem bunici, ne jucăm cu copiii noștri ca să le fim pe plac, sau când ne jucăm pur și simplu noi oameni între noi când mai glumim, acasă, în relații sau cu colegii la serviciu. Așa că vă invit să vă dați jos masca și să recunoașteți că ați greșit și că ați fost și voi copii." Stați. Vreau să vă mai zic ceva. Nu uitați, abonați-vă la vlogul lui Marian Simion, dați like și transmiteți și colegilor voștri, prietenilor voștri, materialele pe care eu le prezint. Pentru că vreau să prezint materiale educative, pe prevenire, pe sănătate, pe sport, cultură și, bineînțeles, și glume. Vă aștept pentru data viitoare. Sărbători fericite, cu drag și un Crăciun luminat vă doresc. La revedere, cu drag, Marian Simion.